E cald aici? Să ieși cu un diavol nu e chiar o întâlnire de vis. Dar dacă diavolul îți face toate visele, să devină realitate. Când băieții ies, parcă concurează să vadă cine e mai tare. Bârfesc în mod constant. Fetele cu siguranță nu au voie aici. Și iată un alt tip. A întârziat puțin? Hei, pierzătorule, dă-te din drum! Dar s-a obișnuit cu asta. Da, cu siguranță nu e sufletul petrecerii. Destinul lui e să fie bajocorit. Dar cine a spus că cei liniștiți nu se pot îndrăgosti? Mai ales cu o fată superbă ca asta. Nu e uimitoare? Tot ce trebuie să fac este să salut. Hei, fii curajos! Ești mult prea timid! Se pare că fata nu e impresionată, nici măcar nu-și ia ochii din telefon. Nu merge așa. Sărmanul! Oh, nu! E un triunghi amoros! Pleacă de lângă iubita mea acum! Ce situație jenantă! Vrea doar să plângă când nimeni nu se uită. Hei, puștule, oprește-te din plâns! Scoală-te! Nu arăți bine! Ai nevoie de ajutor? Cum face asta? E ca și cum ar fi în două locuri deodată. Vrei să o faci a ta pentru totdeauna? Haide, hotărăște-te, omule! E doar o afacere normală. Nu trebuie să faci nimic. E un vis devenit realitate. Ar putea cineva să spună nu unei astfel de oferte tentante? Atunci vino cu mine. Nu e departe? E un birou elegant. Pare puțin înfricoșător, dar tot e mișto. Arde? Chestii periculoase! Copilule, e timpul să vorbim de afaceri! Dar mai întâi să semnăm contractul! Nu trebuie să citești literele mici, e doar o formalitate! Nu ar trebui să semnezi documente misterioase! Dar oferta ei e cu adevărat tentantă! Atunci vino cu mine! La urma urmei, ea îți va îndeplini 7 dorințe! Bine, acum partea importantă. Ce vrei? Vreau să fiu bogat, curajos, inteligent și amuzant, ca să se poată îndrăgosti de mine. Să începem cu un lucru. Eu aleg banii. Dacă spui tu, dacă ai întrebări, sună-mă! Și nici măcar nu e îngrijorat de ceea ce scrie pe cartea de vizită. Face înțelegeri cu diavolul? Oh, asta nu se va termina bine. Dar s-a făcut. Prima dorință își face efectul. Funcționează! Sunt bogat și sunt cu draga mea doamnă. Ea doarme. Fericire! Exact asta e! Te poți scălda în banii dacă vrei. Fii silențios ca să nu o trezești. Dar stomacul meu evident nu se potrivește aici. Oh, și nici artrita mea! Dar e în regulă, acesta e doar compromisul contractului. Și draga doamnă pare să aibă propriul ei schelet în dulap. Sau poate chiar supat. Un tânăr amant? Desigur! Spală-te, curăță-te și întoarce-te la iubita ta! Ce-i asta? Sunt un bătrân! Sunt bogat, dar bătrân! Ei bine, nu e de mirare că tânăra soție a decis să aibă o aventură! Mai devreme sau mai târziu, adevărul avea să iasă la iveală. Aceasta va fi o adevărată luptă! Chiar un nas! Are bani, dar încă nu are puterea să se apere singur! Cum ai putut? Ți-am dat mașini! Manicură și rochii! Nu vreau banii tăi! Uită-te la tine! Oh, bătrânul e pe cale să facă un atac de cord! Nu, nu intra în panică! Ar trebui să suni acea doamnă! Diavolul, știi? Nu mi-am dorit nimic din toate astea. Trebuie să o faci altfel acum. E biroul acela ciudat din nou. Gata, nu vreau să fiu bogat. Am o a doua dorință.
Vreau să fiu mafiot, mișto și puternic. Voi speria tot cartierul. De ce nu iei arma asta? Hei, ia-o mai ușor! Ia asta în serios! Mă rog! Așa e mai bine! Un scaun confortabil și o echipă de băieți loiali care vor face orice e nevoie. În regulă, ascultați la mine! Aduceți-mă pe acea gagică aici, acum! Așteptarea e obositoare. Dar băieții și-au făcut treaba repede. Da, asta e ea, draga mea. Plecați de aici, vreau să fiu singur cu ea. Arată de parcă ar fi un adevărat monstru. E atât de puternic și răutăcios. Dar tot la fel de îndrăgostit ca înainte. A încercat să o atragă cu un inel. De ce i-a dat pistolul? E un alt eșec! A scăpat! Lacrimile unui mafiot sunt foarte amare. Acum diavolul trebuie să repare din nou situația. Mă cam deranjezi. Am și alți clienți. Așteaptă puțin! Bine, acum e rândul tău. Problema cu fetele din nou? Cu siguranță nu-i plac băieții macho. Ea vrea un romantic. Mă rog, cum vrei. Pare o dorință bună. Tuturor fetelor le place romantismul. Stând unul lângă altul și urmărind telenovele. Puțin plâns, puțin suspans. Iar principalul lucru e să-i mărturisești des dragostea. Îi va topi inima. Și cântece de dragoste. Orice relație bună are nevoie de ele. Dar trucurile romantice? Hopa! Nu e corect? O floare? Miros de sub braț? Să reparăm greșeala! Iu, ce-i asta? Păr? Dezgustător! Nu, inima ei e blocată și ea a aruncat cheia. Se pare că cineva a exagerat cu lacrimile lui. Bună, diavole! Avem o problemă! Ce naiba să fac? Trebuie să ne gândim la altceva! Ia mă sfâșie! Oh, ești un client așa de complicat! Să discutăm despre asta în biroul meu. Deci, ce vrei de data asta? Dacă aș încerca să o cuceresc cu puterea musculară, vreau să fiu atlet. Așadar, vreau biceps uriaș și chestii de-astea. Știi, din moment ce nu-ți poți face proprii mușchi? Tau! Wow, e așa de puternic! E cel mai bun din ring! Da, KO! Sportivii au o mulțime de fani. Pariez, uită-te la toți acei mușchi! Și iată! Nu e timp să explic, mergem la o întâlnire! Oh, omule, nu vrei să-ți scoți mânușile? Manierele lui sunt groasnice! Trebuie să-i spui imediat despre punctele tale forte. Poate chiar să-i arăți și ei! Fetele iubesc băieții curajoși și puternici. Încearcă să bați un chelner? De ce nu? Ea nu e mulțumită de asta. Prea multă agresivitate, omule! E păcat, ai încercat foarte mult. Pentru prima dată în viață a putut câștiga o luptă. E timpul să-l chem din nou pe diavol. Nu crezi că stau aici fără să fac nimic, nu? Diavolul trebuie să se mențină în formă. Deci, care e planul de data asta? Nu știu, poate îmi lipsește un fel de iluminare. Vreau să înțeleg universul și să ating nirvana.
Am o idee? Fă-mă un om înțelept! Aceasta e cea mai bună idee! O voi aștepta lângă mașină! Doar ca să fiu sigur! Dar ea nu e foarte fericită să întâlnească acest ciudat! E absorbit de gândurile sale! El nu răspunde la nimic! E așa de nepoliticos! Ea l-a împins și a mers mai departe! Dar un filozof adevărat nu renunță niciodată! Dacă va trebui, va aștepta ore întregi! Chiar și la ea acasă! Acum să încercăm să o punem în tranșă! Nu are nevoie de asemenea nebuni în casa ei! Pleacă! Poți să-mi dai telefonul tău? Trebuie să dau un telefon! Am renunțat la toate bunurile mele lumești, așa că... Bună ziua! Serviciul de salvare a diavolului? Hopa! Diavolul face duș! Ne pare rău! Aceasta e o urgență! Ești așa de enervant! Nu a mers din nou? A fi filozof nu a funcționat? Nu-i plac băieții deștepți și grijulii. Probabil îi plac băieții amuzanți. Să încercăm! Dă-i drumul! În regulă, nicio gagică nu poate rezista unui comedian. E o vedetă! Și acum, câteva poze cu fanii săi. O sesiune de autografe. Iată-o! Cred că visele lui devin realitate. Îi va arăta un scenariu personal de stand-up, doar pentru ea. Dar nu e un pic prea multă actorie pentru o întâlnire romantică? Glumele lui sunt cale unui școlar. Nu e încântată. E timpul să plece de aici. Râsul printre lacrimi e a lui. Trebuie doar să vorbească cu diavolul. Va aprecia marele comediant o farsă? Nu e amuzant. Nu e o glumă? Nici măcar nu-i plăcea când eram amuzant. Ajută-mă pentru ultima oară. Am un plan. Vreau să fiu o celebritate de renume mondial. Cum vrei, încearcă. A obținut tot ce și-a dorit. Faima mondială, premii, fani peste tot. Și-a făcut propriul club pentru fani? E într-adevăr un vis devenit realitate. Toată lumea vrea o bucată din atenția mea. Și cel mai important, fata pe care o iubesc e lângă mine. Dar ea nu e foarte fericită. Toți acești fani o stresează, nu îl pot lăsa în pace, îl vor deranja chiar și în baie, paparazzii sunt peste tot. Aceasta e partea nasoală a faimei. Ei bine, măcar poți să te relaxezi în dormitor și să fii singur. Numai că trebuie să fii mai atent. A petrecut atât de mult timp aranjându-și părul. Dar fanii ajung și acolo. Și e fericit să facă poze. Îi place. Ea ar prefera să plece și pisica trebuie salvată, altfel va fi călcată. Vai, fanii sunt grozavi. Dar unde e iubita mea? Asta nu va funcționa. Nu-mi place nici asta. Scoate-mă de aici acum! Domnule nesiguranță, ești din nou aici? Nu a mers din nou, nu m-a ajutat, nu se va schimba niciodată! Doamnă, încă o dorință și acum sigur va funcționa? Nu va merge, nu ai semnat contractul? Ai o limită de 7 dorințe! Și o să rup acest pact! Vei regreta! Acum nu o să-ți câștigi niciodată dragostea! Hei! Ce e cu tine? Ridică-te! Chiar tu ești?
Da, eu sunt. Poate mă confunzi cu altcineva. Ce ușurare! A fost doar un vis. Probabil că m-am lovit la cap. Ce coșmar ciudat! De ce să nu mergem la plimbare? Acesta e începutul unei relații romantice sau una diabolică? Nu știi niciodată unde vei găsi fericirea. Ai un vis secret? Ai avea curajul să închei o astfel de înțelegere pentru a-l face real? Spune-ne în comentarii! Ți-a plăcut videoclipul? Atunci apasă pe like, abonează-te la canalul nostru și apasă clopoțelul pentru a nu rata momente noi de pe TrumTrum Select!